Producătorii de vaccinuri anti-COVID-19 dezvoltă deja o altă generație de seruri care vizează varianta extrem de contagioasă detectată pentru prima dată în Africa de Sud și Hong Kong. Noua versiune ar putea fi disponibilă în luna martie. Organizația Mondială a Sănătății a declarat marți că sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă vaccinurile anticovid existente oferă o protecție adecvată împotriva variantei Omicron, chiar dacă producătorii de vaccinuri dezvoltă o nouă generație de seruri. Cred că este foarte bine. Cei care nu se vaccinează, scuzați-mă, dar parcă nu le pasă de viața lor. Toată lumea știe medicină, știe cei cu cum se fabrică vaccinul. Deci eu nu înțeleg oamenii ăștia. Dacă ar apărea un nou vaccin special pentru varianta Omicron, l-ați face? Am făcut toate 3 dozele și cred că da. Dacă trebuie, oricum e mult mai bine pentru organismul uman să facă un vaccin decât să facă atâtea medicamente, să rămână cu sechele după boală. Dar parcă lucrurile astea nu le văd oamenii, unii care nu vor să se vaccineze. Încă de la sfârșitul lunii noiembrie, grupul Pfizer a început să lucreze la o nouă versiune a vaccinului său anti-COVID-19 pentru a viza cu precădere varianta Omicron a noului coronavirus. Bineînțeles, oamenii au și reacționat, în timp ce unii au încredere în serurile propuse de experți, alții nu ar mai face o altă doză sau chiar deloc. Am făcut prima și a doua doză, nu mai am niciun curaj să o fac pe a treia, că nevastă mi-a făcut a treia doză și în spital. Din cauza vaccinului. Așa spun medicii, nu eu. Ori avea dreptate, nu ori avea, rămâne de văzut. Și băiatul la fel. Din cauza vaccinului. Pentru că nu-și mai face efectul. Normal că trebuie scos un alt vaccin. Dacă care să fie bun, că astea n-au fost bune. Nu știu cu ce ne-a ajutat. Ne-a ajutat că nu ne-am îmbolnăvit noi. Am avut imunitate. Că altfel... Nu, eu nu am, eu nu m-am vaccinat și nici nu mă vaccinez. Eu cred că asta este, părerea mea este că ăsta este un vaccin pentru a distruge omenirea. Eu nu am încredere în vaccinul ăsta, nu am încredere în el, nu. Pentru că nu este cum trebuie, nu s-a făcut nici asta multe experimente, Când ne făcea nouă la școală, deci atunci nu eram siguri, pentru că era cu 10, 20 de ani, 50 de ani făcut asta, dar acum nu. Nu, ăștia sunt, eu așa cred, părerea mea, că sunt să ne facă rău, să ne distrugă. La rândul său, compania Moderna a anunțat că lucrează la un vaccin candidat adaptat variantei Omicron, însă este puțin probabil ca acesta să fie disponibil în următoarele 2 luni.